Cei mai mulți primari spun că nu vor să mai facă parte din Partidul Democrat Liberal, dar nici nu confirmă mutarea la Mișcarea Populară. În momentul în care eu votez ceva, iar tu stabilești altceva, înseamnă că noi nu mai putem reprezenta acest partid, nu mai e democrație, nu mai e un partid democrat, e un partid în care se stabilește de sus în jos și nu mai poți ajunge de jos în sus nicăieri. PDR-ul la județul Argeș și va avea un nivel de care nu cred că va face cinste. Puși în fața refuzului primarilor de a veni la întâlnire, șefii PDL au discutat despre această atitudine inacceptabilă în opinia lui Vasile Blaga. Rămânem membri în Partidul Democrat Liberal cu forța. Blaga a vorbit și despre o eventuală excludere a Elenei Udrea. Nu poți fi în două locuri deodată. Nu poți vorbi de unificarea dreptei atât timp cât unii colegi le trece prin cap, probabil, să militeze pentru Constituția unui alt partid. În tot acest timp, primarii excluși s-au întâlnit tocmai cu cel care scriptic i-a exclus. Unii sunt plecați, ceilalți au avut o întâlnire cu mine. Și am decis împreună că dacă domnul Blaga nu înțelege unde este, unde trebuie să se raporteze și unde să întrebe, este bine să meargă înapoi la București așa cum a venit. După vizita la o bere a președintelui Traian Băsescu, primarii din Argeș ai PDL, cu doar două excepții, au fost dați afară din Partidul Democrat pentru o așa zisă neimplicare în activitățile de partid. Chiar ei motivau că nu se pot ocupa de politică pentru că au prea mult de lucru în administrație.